Artistul plastic Ernő Varta, care realizează sculpturi de mari dimensiuni din fân, a luat un rucsac în spate și a plecat în pelerinaj până la Londra. Drumul a început pe 18 iulie și s-a terminat în urmă cu câteva zile. 80% pe șosele ne-am dus, dar și prin câmpii, păduri, drumuri de biciclete, drumuri agricole. Deci asta a fost. Ne-am mai și pierdut. A fost chiar o pădure în Germania unde am să nu ocolim, ci să traversăm pădurea unde ne-am rătăcit o zi întreagă. Artistul susține că a făcut acest drum din Vlaha și până în capitala Marii Britanii din dragoste pentru artă, dreptate și libertate. El a reprezentat în 2012 Olimpiada Culturală de la Londra cu proiectul Nature in the City. Autoritățile britanice au lansat în 2008 acest program pentru a asigura complementaritate culturală Jocurilor Paralimpice din 2012. Între timp am aflat că care s-a închis, a pus la licitație și chiar s-a vândut fără știrea mea, fără acordul meu, eu fiind proprietarul lucrării. Ernő Varta a realizat 3 sculpturi de mari dimensiuni din fân, zgârie nori, pasărea și spirala timpului, inspirate din istoria și simbolistica Jocurilor Olimpice, care au fost amplasate în vara anului 2012 în Victoria Park și Pleasure Garden din Londra. Spirala timpului care s-a vândut, nu se știe, a fost expusă înainte de Olimpiadă și parcul s-a închis. Înainte să fie lucrarea prezentată, parcul intrând în faliment. Deci lucrarea asta nu a fost văzută de nimeni. Ernő Varta susține că lucrarea a fost vândută în urmă cu un an, dar nu se știe cine a făcut tranzacția și nici în posesia cui ar fi intrat sculptura. Încercăm să aflăm cum se poate, ce se poate afla, unde se află lucrarea. Deci sunt foarte multe întrebări, cum s-a vândut de fiind proprietatea lor. Artistul a traversat pe jos România, Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia, Germania, Olanda, Belgia, Franța și Anglia. Nu a mers singur, ci împreună cu Baci Ildico, artist vizual, regizor de film și dramaturg. Eu pentru lucrările acestea și pentru faptul că practic de 3 ani s-a terminat, în 3 ani nu s-a putut prezenta această lucrare, eu am considerat că trebuie să fac ceva, că parcul Victoria, cele două lucrări, 3 ani de zile au stat 9 ani practic, nu se știa artistul, nu se știa titlul, nu se știa proiectul, țara. Ernő Varta este unul dintre artiștii plastici din România, recunoscut pe plan național și internațional, cu 10 de expoziții în țară, Ungaria, Franța, Serbia, Italia și Anglia. El a înființat anul trecut în satul Vlaha Arhai Sculpture Park, singurul parc de sculpturi din fân din lume.